Hei, mami, îmi spui, te rog frumos, unde este tricolul meu cu generația Z? Am mare nevoie de el și nu știu unde este, am nevoie de el pentru un vlog. Da, apoi, mami, vezi că este în stânga ta, fix acolo, pe suportul de omeraș, unde vezi tricourile tale și cu cămășile tale. Acolo sunt. Bine, mami, dacă zici tu, caut. Unde o fi, bă, frate? Tricoul cu generația Z. Stai, hanoracul. Mami, aici e doar hanoracul cu generația Z. Eha, dacă eu ți-am zis că e acolo, e acolo, eu l-am pus acolo. Vai, ce-ți fac eu ție. Eha, nu-l găsești el, ci că nu-l găsești. Ăsta e hanoracul, da? Ăsta ce-i? Ăsta ce-i? Ce-i ăsta? Uite-l! Ține-l! Na! Mulțumesc! Trebuia să arunci așa. Hai, pleacă din ochii mei, nu te mai văd! Copil, neatent. Mamă, ce foame mi s-a făcut. Dar nu mai am niciun ban. Parcă mi-aș recomanda ceva de la Mac. Mă duc să cer mamei. Hei, mami, îmi dai și mie, te rog frumos, niște bani să-mi comand ceva de la Mac? Mi s-a făcut tare foame. Da, pui mei, vezi că am portofelul în bucătărie, pe masă. Acolo, da? Acum lasă-mă să mă leapă pizza. Bine, mami. Ia să vedem. Bun. Unde-i portofelul acela? Băi, nu-i niciun portofel. Of. Mami, iartă-mă, dar nu este niciun portofel pe masă în bucătărie. M-am uitat și nu am văzut deloc. Tu ceapa ta dacă mă faci să mă ridic degeaba de pe pat și să pierd emisiunea mea preferată cu Viorel și Vulpița. Să vezi ce mare șlapă ți-ai tu în cap. Să vezi ce mare șlapă. Tu-s papucii tăi, e copil. Ăsta ce e? Cum adică? Cum? Dar nu era acolo. Am pierdut emisiunea mea cu Vulpița. Mami, nu da! Nu. Da, bro, normal că este afară. Cum spuneți? Imediat. Imediat. Da? Hai că vin imediat. Fa. Mami, mă duc și eu un pic la o plimbare cu băieții pe afară. Bine, pui, dar vezi, ia-ți geaca, că este foarte frig afară. Bine. Hei, frig pe naiba. Dar ce poate fi așa frig? Ei, frig, e chiar foarte bine afară. Ce e frig? Nu e deloc frig. Vai, a avut dreptate, mama. Îngheța sufletul. Adică eu nu trebuie să mă vadă. Trebuie să aflu mama că am răcit. Mă omoar! Mă pun la somn și poate întrece până dimineață. Ce mă doare capul. Bună dimineața, puiu. Am auzit cumva că tușești. Nu, mami, nu am nimic. Sunt perfect. Perfect sănătos, mami. A ieșit aseară afară fără geacă pe tine, pe frigălăul acela. Eu când îți zic să-ți iei geacă, nu m-a spus, niciodată nu m-a spus. Acum trebuie să mă duc să-ți aduc pastile. Niciodată, că toată ziua, nu știi să m-a spus niciodată. Eu vorbesc la pereți, normal, eu acum trebuie să-ți aduc pastile, na. Ce să fac? Dacă nu m-a spus, eu zic să-ți iei geaca, tu nu, na, ține pastile, ține. Mulțumesc, mă. E, de altă dată să mă asculți. Iau un paracetamol dimineața, la prânz, seara. Hei, prietene, așa a fost Cezar, Alexa, și dacă ți-a plăcut acest episod din Viața cu Cezar, când mama are dreptate, nu uita să dai un subscribe la canalul meu de YouTube, cât mai multe like-uri, 500, 1000, cât se poate, follow pe Instagram, pe TikTok dacă vreți, la Cezar, Alexa, și ne vedem la vlogul următor.